Salutare, dragilor, bine v-am găsit la un nou episod din Rise of the Tomb Raider, a 11-a parte din acest joc. Am alături de mine o sticlă de vin din care voi bea, pentru că s-a făcut vinul, vin de țară și vreau să-l savurez. Continuați să loviți butonul ăla de like, să vă abonați la canal dacă n-ați făcut-o, pentru că așa o să fiți înștiințați pe mobil sau pe calculator de fiecare dată când o să postez câte un clip nou. Și distribuiți clipul, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Astea fiind spuse, haideți să începem episodul de astăzi. This path will take us all the way through the mountain. My people used these ways until the Soviets arrived and began digging. What did they find down here? Enough to make them curious. They used machines and explosives to dig deeper. Did quite a lot of damage. Many of the old paths collapsed, but it's safe now. Or it used to be. That doesn't sound good. Trinity must have found the old mining equipment. They're trying to finish what the Soviets started. And there's no other way through. I'm afraid not. Not anymore. This complicates things. What's the problem? Behind schedule. Shh. Hold on. The wires here are corroded, but I think I can bypass it. Almost ready. The Soviets destroyed much of the old paths. Those machines were not built for delicate work. We'll have to sneak past them. Yes, but we have to hurry. Hurry! Jacob! By Sophia! Terror Trinity is here! Ok, și acum trebuie să o tăiem. Ok, m-a umplut de sânge. Ah, tocmai am vrut să pun ținta pe ăștia din fața mea, că văd pe unii pe aici care alergă cu mine. Ah, dă-i în pizda mamilor. Trebuie să ne salvăm pielea. Căcat. Ok, nu trebuie să fii claustrofob să te sperii de chestia asta. Can you hear me? Upgrade skill at base camps. Okay, I have one skill. This is bad. Maybe we can get the elevator working. Gotta be a way out up there. Hold on. Vreau să vă arăt adineauri că pot face muniție care explodează la pistol. Uite, de exemplu, ăsta, dacă ține apăsat pe RT, pe RT, face muniție care explodează. Și am făcut 5, încă 5, 10. 15 bucăți, 20, atât. Și hai să testăm pe ăsta din fața noastră. Buia! Buia! Mi-a dat grenada ăla. Ah, gata. Mă așteptam la ceva mai greu. Nu știu de ce. Uite magneziu. Trebuie să mergem la panoul ăla de comandă imediat după ce luăm magneziu de aici. Hai să vedem dacă putem face muniție de aia. Yes, am putut. Mai lucește ceva? Stai puțin. Uite-o pe asta. Nu le lăsăm în urmă. Am mai luat 5 bucăți care explodează super tare. Niște bănuți cred că sunt aici. Nu cred. E un șurub. Uite, ciuperci. Două bucăți. Ia să vedem, putem face niște săgeți? Nu putem, ne mai trebuie o ciupercă. Îl avea un arc la el. Da. S-a blocat liftul. Oh, shit. Now what? Cred că trebuie să ajungem sus acolo. Și cred că pe gheața asta o să mergem. Nu știu de ce am impresia. E prea în văzul meu așa. That's where I need to go. Ok. Și ne apucăm de împins. Ia să văd ceva. A, uite, pot să și trag. Super tare. Pot să plimb ăsta înainte și înapoi. Cred că atât e de ajuns. Hai, dai drumul, Lara. Lara, dai-mă drumul. Aha, ok.
Maybe if I cut those ropes. Da. Ah, uite cuțit. This should come in handy. La fix. Tocmai trebuiau sfoarele astea tăiate și am găsit cuțit. Bă, incredibil. Păi Y, tem sfoara. Hai să putem. Aha, am înțeles. Să putem sări acum. Foarte, foarte fain. Uite și bă, băiatul ăsta aici. Ce aveai, mă, tu la tine? Bun. Ah, alte sfări. Buiacașac! Buiacașac! Aici. Eram sigur. Am ajuns la gheață. Opa, 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 opa. Nu mai fă de-astea, te rog frumos. Că am ajuns și noi la episodul 11, gata. S-au terminat erorile de genul. Râde lumea de noi. O tot ține în stânga. Comrades. Tovarăși. Lumină. Din lumină Dumnezeu adevărat. Ciupercoase, halucinogene. Ce mai e pe aici așa? Nimic așa. Could this be part of the lost city? Ăsta după ce l-au omorât, nu știu dacă îl nimereau în luptă patru săgeți, cred că după ce l-a nimerit prima, au făcut mișto de el și au făcut așa. Uite-l pe ăsta mort, uite-l pe ăsta mort. Și l-au umplut de săgeți pe băiat și pe ăsta la fel. Că na, e ciudat să vezi un cadavru cu patru săgeți în el. Pana mea, nu trebuie să patru săgeți să omoare un om. Sau trebuie să... Nu știu, n-am fost niciodată săgetat. Doar de Cupidon și într-adevăr e destul de aproape suferința și durerea. Mamă! Am uitat de chestia asta. Ar trebui să merg drac mai încet și să mă uit și eu în jurul meu. Pe unde calc vorba aia? Aici avem un camp și ăsta... This mural shows the prophet preaching in Constantinople. Yep, ok. Hai să vedem dacă avem ceva update-uri. Separated again. I just hope Jacob's still alive. I don't know exactly where I am. That's rapidly becoming the story of my life. I'm fighting to survive, yet strangely, I feel hopeful. There are incredible ruins all around me. This must be part of the Prophet's lost city. But how much more is true? The divine source. Could it really be here? Da, aici e Lara, The Divine Source. Se întreba Lara dacă The Divine Source este aici, adică sursa divină. Aici e sigur, pentru că i-am găsit și pe băieții lui Constantin și ăia caută același lucru. Am făcut un update să ne facem mai repede bine când ne vindecăm și unul ca să luăm muniție mai multă de la inamici. Și acum mai avem un update de făcut la arme și cred că o să aleg pistolul ăsta și să vedem ce putem să-i facem. Polished Barrel mărește damage-ul. Adică ia mai mult și îl luăm pe ăsta și rămânem echipați cu pistolul ăsta pentru că îmi place și cum arată. Și hai să mergem în continuare. Ia, îl avem la noi? Da, îl avem. Ia uite-l. Superb. Hai să le încărcăm pe toate că nu vreau să fiu luat prin surprindere. Ok, avem, avem companie pe aici. Oh, sunt doi. Și ăla e de la mare. Ăla care fuge așa, uite, ăla de acolo. E de la mare. A, uite, putem face bombe cu fum. Hai să facem una.
Și presupun că trebuie să o și dăm, nu? Să vedem cum scoate ea fumul. Dar înainte să o dăm, vreau să-l ard pe ăsta. Pe la spate. Ok, hai să luăm cutia asta, că e deja făcută. N-o lăsăm în urmă. Putem face și un molotov cocktail și cred că un molotov cocktail e mai convenabil acum decât asta cu fum. Dar nu știu... Stai așa... Mai aud voci pe aici? Uite, e acolo. Da, sunt acolo aia. Eu dăm lui ăsta, luăm sticla, facem un molotov cocktail, da? Hai! Eu dăm tot lui băiatul ăsta. Hai, ia asta! Bun. Hai să-i dăm foc. Vino ea încoa. Yeah, sure. Ma. Ia nenorocit. Mamă, să nu mă omoare. Nașpa că nu-l pot folosi pe ăsta ca scut. Hai să ne băgăm repede aici. Mă vindec și eu. Atât la ragata, lasă-l. Lasă-l că e bine. Aruncă Dumnezeului sticla asta. Ia să vedem ce mai e pe aici. Full, suntem full de gloanțe la calaș. Suntem full pe bune, hai să încărcăm pistolul. Văd că e liniște. Ce e pe aici? Ia să aruncăm așa, să facem un înconjur al locului. Deci avem aici blănile astea, le luăm. Desfacem și cutia asta. Ce mai e pe aici? Crafting tool. Fine. Upgrade tools. At base camps. Ok. Putem să facem... Ce aia? Explodează? Da. N-o să mai fac și a doua oară. Asta înseamnă să fii curios. Ai de pierdut și de câștigat în același timp. De câștigat experiență, dar de pierdut e posibil și să-ți o cam iei. O să fie dureroasă experiența asta. Ok. Trebuie să tot apăs pe butonul ăsta să văd unde merg. Ce s-a întâmplat? S-a oprit drăcia asta. Trebuie să mergem pe aici? Acolo trebuie să ajungem. Wow. Văd că sunt foarte multe sfori care duc acolo. Să vedem... care-i treaba aici și de ce duc aici. Someone tried to get through this door before. Deci nu pot să-mi dau seama dacă ușile astea sunt rupte din cauza că au încercat ăștia să tragă de ele sau a încercat ceva foarte mare să intre din partea cealaltă în coa. Și dacă a încercat să intre din partea aia și mai ales dacă e mare, e nașpa. Deci cred că pe aici trebuie să mergem. Wow. Am găsit ciupercoase. I can use these other cables to rip open the door. Ha. Am înțeles. Am înțeles că n-am înțeles. Mai e ceva de... Opa. Acolo trebuie să ajungem. Pe sfoară. Hai. Jump! Oh, 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 ușor, ușor. M-ai speriat un pic, gata, sunt cu ochii pe tine. Repede, repede, că văd că vrea să cadă, vrea să cadă. Hai, fată, hai. Bă, da, greu să-mi mișcăm. Ha, nu cazi? Voiam să mă uit la tine cum cazi. No, no, no.
ciudat ce se întâmplă aici. Da, aici trebuie să facem ceva. Ia. Yeah. Like this. Serios? Ăsta stătea în calea mea. Nu mă lasă să trag și eu ăla în sus. Căruciorul celălalt. Ia. Ia acum. Ah. Sunt cu tremure și nu pot ținti. Ah, avem de pedalat. Hai, hai, hai. A, atât. Și acum tăiem cu cuțitul, nu? Bă, mă lași, mă. Bă, mă lași. Oh. Se cam derâmă lucrurile pe aici. Treburile. Uite, mă, că suntem bine, mă, ești nebun. Sus. Let's go. Ia. Scoatem arma direct, că nu pot să știi ce e pe aici prin întuneric. Opa. Era să cad în hău, dar tot în hău trebuia să cad până la urmă. Poftim? Bă, ești nebun, m-au luat așa din prima, mă, ăștia. Mamă, ei distrug pe ăștia. Gata, nu mai stăm aici. Hai să facem și o grenadă de-asta. Gata, 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 băiat, sunt aici. Nu trebuie să te temi. Ce credeai? Ce credeai? Stai că se întâmplă ceva acolo, shit. Vin alții. Of, doamne. Aaaa! Pe ăla l-am prăpărit. Mamă, cât sunt, frate! Ăla venea cu cuțitul la mine, cu șuriu. Mamă, ce mi-a dat-o! Gata, fără grenade. Ha? S-a făcut liniște, sau nu? Hiu! Mama, muzica asta te agită cel mai tare. Muzica, frate, deci contează foarte mult gameplay-ul. Nu știu de ce am luat cutia asta. Plimb cutia asta după mine. Mă piș pe ea. Cred că mai avem aici de luat. Muniție nu ne trebuie și aici sunt niște bănuți. Unde sunt, mă? Unde sunt, mă, bănuții aia? Erau niște bănuți aici, luceau. Ce dracu, am eu halucinații? Uite-i. N-am halucinații, slavă Domnului, am crezut că sunt nebun. Bun așa, mă. Am o piele. Am pielea pulii. Bun, 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 câte am luat. Ia să facem și noi niște upgrade-uri pe aici, mă. Ah. Din tot ce ne trebuie, nu putem face upgrade-uri. Map updated. Now this makes sense. If I follow these directions. Ce o să se întâmple? Aha. Deci ne-am uitat pe ăla și acum ne arată pe hartă unde sunt bănuții, dar dacă sunt departe... De fapt, eu nu prea iau bănuții aia pentru că nici nu cumpăr, de ce să mănânc rahat. Și uite, avem aici,
Aici și aici. Ia să vedem cât de departe sunt bănuțiște. Uite, de exemplu, acum când apăs aici, așa... Au... Lucesc, atâta tot. 7 bucăți. Nu mă motivează de nicio culoare. Am văzut aici niște gheață. Pe aici. Oh my god, ce m-a speriat, frate! Bun. În stânga, clar. Dar înainte să ajungem acolo, hai să luăm astea. Facem și noi o săgeată cu o travă pentru că sunt faine rău. A gold sword hilt inlaid with jewels. This belonged to a Byzantine noble. Sabie cu bijuterii. Hop. 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 Fac eu hop, că văd că ea nu face. Luăm ceva aici. Am văzut și săgețile astea, le luăm și pe astea. Ce e în camera asta? No, nu mă fraierești. 2 bănuți. Ah, un rucsac. Uite, am descoperit un secret pe harta asta, fiindcă am găsit ghiozdanul ăsta. Ia să vedem care ar fi ăla. Survival cache. Strong box. Ok, o să vedem după aia care e treaba cu strong box-ul. În direcția asta în față, deci unde avem noi obiectivul. Poftim? Puternica lutata. Puternica lutata puternica. Hai să mergem. Nu de alta, dar mi-a atras atenția. Și am zis, mă, să încerc, poate mă pot urca. Uite că am putut să mă urc. Am învățat rusă. Comrades. Din nou. Comrades, thank you very much. Das Vidania. Și aici avem țep de lea și o să sărim direct. Și aici ce dracu s-a întâmplat? Aha. Aici. M-au luat direct așa? Mamă, nu putem crea magneziu. Cunosc zona asta, am mai venit pe aici. Hai să ne retragem un pic de ei. Ah, rahat. Pe ăsta l-o trăvim. Mor. De unde a tras? Ah, ia uite bă ce aruncă ăștia grenade. Nu veni încoa, aici e locul meu. Bă, ne-am cam învârtit în cerc, mă, ce s-a întâmplat aici? Așa, s-a făcut liniște iară. Cred că suntem ok. Ancient coins. Dar de ce am ajuns noi din nou pe aici? Bine, nu cred că mai contează. Contează acum să vedem pe unde trebuie să ne ducem. Au fost inamici noi pe aici. Deci ideea e că trebuie să ajungem acolo la ușile alea, fără dar și poate. Fără dar și poate. Da, eram sigur că trebuie să mergem pe treptele astea. Pe scară. Hold, scuze. Compound bow part. Ok. Mai avem o bucată și facem compound bow, arcul ăla. Ce intră aia prin grafică.
Map updated, secret revealed. Hai să vedem unde e secretul ăla, dacă am trecut de el. Unde e, mă, frate? E în spatele nostru. Survival cache. Ia stai, mă, puțin. Unde Dumnezeul lui e ăla? Ăsta a fost, nu? Sau nu? Jocule, m-ai păcălit, jocule! Jocule, m-ai păcălit grav! Așa că du-te în pizda, mătii! Și acum? Ok. Oh. Ce Dumnezeul e aia? Căldare? Ce e aia? Găleată uriașă. Okidoki. Hâț. Ok, suntem bine pe aici. If I can bring down that crane, it should be enough to rip open the door. Ok. Bine, fată! Hai, fată! Serios! Cred că atât. Dă-i drumul. Right, that should work. Ia să vedem noi. Așa. Și dăm de manetă. Mă, frate, deci am făcut febră la degetul ăsta mare. Cu învârtitul ăsta așa la dileală. Mai uite, mă, se umple cu apă. E găurită de gloanțe, cred. Ah, ok, și fugim iară. Iar avem de fugit. Bagă, 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 nu te mai împiedica. Cum dracu de vă împiedicați? Tocmai că nu trebuie să vă împiedicați. Hai, 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 bagă, bagă, bagă. Mamă, nu mai văd nimic în fața ochilor. Shit. Să dărâmă tot aici. The exodus of his people from the deserts of Syria. They settled in a hidden valley and built a great city. Kadesh. To protect the city and its people, the prophet raised an army of warriors. But what is this showing? It's not the divine source they're holding. Something else, but what? And his warriors forged for him an atlas, that the prophet might always know his city and its secrets. A map of the city. It could show the way to the divine source.